noastre de a participa la această conferință de presă. Vreau să salut astăzi prezența la Arad a Ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării, domnul Bogdan Ivan, căruia vreau să-i mulțumesc pentru faptul că și-a răpit din timp, având o agendă foarte încărcată și a venit astăzi într-o vizită guvernamentală în județul Arad. Eu zic că a fost o vizită interesantă, cel puțin. Am participat la mai multe obiective, dar o să-l las pe domnul ministru să vă povestească la momentul potrivit. Recunosc că nu ne-am mai întâlnit de foarte multă vreme în formatul acesta, dar vă promit că o să reluăm seria conferințelor de presă, așa cum este firesc pentru un partid ca Partidul Social Democrat. Nu doar cele prilejuite de vizita unui membru al Guvernului, dar conferințele noastre de presă pentru a vă ține la curent cu ce se mai întâmplă în zona noastră și cu ce ne propunem pentru anul acesta extrem de încărcat. Totodată am dorit să invit la această conferință de presă pe doi dintre primarii noștri, pe domnul Marginean, primarul de la Nădlac, și pe domnul Pera, primarul de la Lipova. La rândul lor o să vă zic câteva cuvinte despre ce meștere suntem și pe acolo prin localitățile dânșilor. Nu neapărat legat de anul electoral, dar vis-a-vis de proiectele pe care le fac, proiecte care cred eu merită aduse în atenție. Nu mă lungesc foarte mult, o să-l rog pe domnul ministru să preia de aici și să vă împărtășească din impresiile domniei sale din vizita aceasta guvernamentală pe care tocmai ne pregătim să o încheiem.